În luna februarie, din cauza numărului mare de pacienți cu gripă înregistrați la nivelul județului Olt, conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina a decis restricționarea accesului pe mai multe secții ale unității medicale. Măsurile se mențin și în prezent, pentru că numărul îmbolnăvirilor este în continuare mare. Astfel, vizitatorii pot intra la pacienți în număr restrâns. În continuare, valorile înregistrate pentru infecțiile respiratorii acute sunt peste nivelul valorilor medicale anuale, motiv pentru care am decis menținerea restricțiilor privind accesul în anumite secții, cel puțin până la jumătatea lunii martie. Până în momentul actual, în Spitalul Județean de Urgență Slatina s-au confirmat un număr de 69 de cazuri de infecție cu virusul gripal. Avem un număr de 77 de cazuri infirmate, 6 probe sunt în lucru, așteptăm rezultatele. De la începutul sezonului rece, 3 persoane din județul Olt au decedat din cauza gripei sezoniere. Cadrele medicale spun că cei mai expuși riscului de îmbolnăvire sunt pacienții în vârstă care au și alte boli. Cea mai importantă metodă de prevenție rămâne vaccinarea, care se face gratuit.